Tabăra a avut loc în intervalul 12-17 iulie în apropierea localității Vlăhița, unde adolescenți și tineri cu vârste cuprinse între 4 și 22 de ani s-au bucurat de activități interactive, cum ar fi jocuri, proiecte de îndemânare și lucru manual, dansuri, concurs de talente și, nu în ultimul rând, foc de tabără și drumeții. Acesta este al treilea an consecutiv în care Fundația Buckner, partenerul nostru, acordă copilor cu rezultate bune la învățătură. Cum am zis, este a treia ediție. De data asta sunt 39 de copii și 4 instructori de educație din case de tip familial de administrarea direcției. Astăzi este ultima zi de tabără, ea a început duminica trecută. Ea se află la Vlăhița, la, așa, denumirea este tabără creștină Harghita. Au fost selectați, cum am zis, 39 de copii, cât și tineri, care au avut rezultate bune, care au promovat examenul de bacalaureat, sau au avut medii mari. Activitățile taberei au fost organizate de un grup de 18 voluntari din Statele Unite ale Americii, care au venit în România cu scopul de a fi alături de copiii din sistemul de protecție, dar și pentru încurajarea lor spre dezvoltare. Așadar, tabăra și-a propus să dea ocazia tuturor participanților, fie ei beneficiari sau organizatori, să se cunoască, să râdă și să lege prietenii. Ca în fiecare an, este o experiență aparte care creează amintiri unice pentru toți.